Bun găsit! Sunt Andreea Brașovean și sunt gazda dumneavoastră la podcastul Epic Talk. Vă propun, împreună cu pagina de psihologie, câteva întâlniri prietenoase și interesante în care discutăm cu invitații noștri despre relațiile importante din viața lor, dar și a noastră, a tuturor. Fie că e vorba de relația pe care o avem cu partenerul de viață, copiii, comunitatea sau relația pe care o avem cu călătoriile și cumpărăturile. Toate fac parte din viața noastră și ne ajută să ne dezvoltăm. La pagina de psihologie punem accent pe inteligența relațională, pentru că studiile moderne spun că cel mai important factor pentru sănătatea noastră fizică și psihică și pentru atingerea succesului în viață este reprezentat de relațiile în care ne implicăm zi de zi. Epic Talk este un podcast susținut de Boiron. Invitatul de astăzi a vizitat peste 90 de țări și plănuiește să mai vadă multe alte locuri frumoase. Urmărindu-l pe site-urile de socializare, ne face uneori invidioși, alteori ne pune pe gânduri pentru că poate am reușit cu toții să călătorim mai mult, cu anumite sacrificii, făcând alegeri diferite și organizându-ne mult mai bine. Și apropo de călătorii, abia a ajuns în București, s-a întors în urmă cu o oră, dintr-o vacanță în România de data aceasta. Bun găsit, Răzvan Pascu, la podcastul Epic Talk. Salut, Mona, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că ești aici. De unde te-ai întors în urmă cu o oră? Am fost în zona Secuimii și am petrecut acolo mai mult de o săptămână. E o zonă în care merg destul de des, cred că sunt, nu știu, de 2-3 ori pe an. Mă simt foarte bine acolo, îmi place foarte mult tot ce găsesc acolo și cumva e o zonă care încă mă mai surprinde, deși o știu destul de bine. Acum am călătorit mai mult prin județul Harghita, înainte călătoream mai mult prin Covasna și Mureș, am călătorit destul de mult și acolo și am combinat inclusiv cu mini-vacanță în zona Transalpina, am fost și la Sibiu, am fost și la Târgu Jiu, deci în județul Gorj. Am fost foarte mult și în natură și am descoperit un loc care chiar merită, în care merită să ajungeți, Cheile Sohodolului. Asta e în județul Gorj. Transalpina, evident, mulți dintre cei care ne ascultă au fost acolo, dar oricând merită să reiei traseul acela. Iar prin județul Harghita am fost în mai multe locuri, pentru că e un județ destul de mare și am stat foarte mult în natură și am înțeles de ce e o zonă potrivită pentru familii cu copii și de ce e o zonă potrivită pentru cei care își doresc turism de aventură. Adică am fost inclusiv cu Sania de vară, cu acel bob de vară pe care îl găsim într-o localitate care se numește Lunca de Sus și e wow. Îl testasem acum câțiva ani în Austria. Am fost cu mountain carturile pe munte, te urci cu jeepurile vreo 10 km sus și apoi cobori cu acel mountain cart care nu are accelerație, doar frână și cobori practic prin forța gravitațională. A fost foarte fain. A fost și ultimele zile le-am petrecut într-o mică fermă, într-o pensiune, într-o agropensiune și eu cred foarte mult în genul acesta de turism în România, pentru că turiștii călătoresc pentru experiențe mai nou. Nu mai călătoresc ca să bifeze locuri și atunci e foarte important să le, tu ca administrator, să zicem, de structură, de facilitate turistică, să le oferi oamenilor experiențe. Copiilor noștri le-au oferit, de exemplu, plimbare cu calul, am dat mâncare la tot felul de animale, ne-am plimbat cu trăsura pe dealurile alea superbe din zona Harghitei, am testat foarte multe lucruri, au fost multe noutăți pentru copii. Și apropo de aceste experiențe, spuneai tu într-un interviu că călătorile te-au învățat că lumea trebuie acceptată așa cum este și că nu e bine să îi judecăm pe oameni. Da, eu sunt foarte, chiar am o postare chiar acum, la fel, vreo oră, vreo jumătate de oră pe Facebook, în care scriam că am ajuns la Ditrău, comuna aceea din Harghita, care a devenit celebră acum vreo 2 luni de zile, pentru că oamenii din localitate nu i-au acceptat pe sri-lanchezii care veniseră să lucreze într-o brutărie de acolo. Și am fost foarte curios cum arată, am trecut pe acolo și am oprit. Și e o comună foarte cochetă, foarte deghisită și mai mult decât atât am descoperit o biserică romano-catolică care arată extraordinar de frumos. Și chiar asta am postat, îmi puneam așa singură întrebare, dacă e ok, e normal să noi să cunoaștem numele acestei localități doar prin prisma acestor întâmplări nefericite, da? Și nu prin prisma locurilor foarte mișto, foarte frumoase pe care le putem găsi acolo. Eu
cred că lumea asta mare este atât de frumoasă tocmai pentru că oamenii sunt atât de diferiți și cred foarte mult în diversitate și mai mult cred foarte mult în promovarea României ca destinație foarte diversă. Și mie mi se pare, dacă aș avea așa o putere foarte mare, aș lua decizia să promovez în afară, în străinătate, România ca o țară extrem de diversă. Vino în România tu, turistule străin, care ai călătorit poate în toată lumea asta, vino în România ca să descoperi câte un pic din tot ce ai văzut în lume. Câte un pic din Turcia, câte un pic din Rusia, câte un pic din Serbia, câte un pic din Ungaria, de ce nu, din Germania, la Saș și așa mai departe. Culturile sunt diferite și fiecare țară are ceva interesant. Chiar vorbeam cu o prietenă zilele trecute, a fost în jurul Bucureștiului pentru că e pandemie și ne rezumăm la vizita țara deocamdată. Sau mai ieșim în apropiere în Grecia sau în Bulgaria sau în zonă și spunea că a fost în zona, în afara Bucureștiului și a întâlnit un loc în care se vindeau mici și aveau acea masă celebră de plastic peste care e pusă o mușama și vindeau acolo mititei, bineînțeles cu muștar și cu pâine și face și asta parte din frumusețea noastră, ar putea fi și asta interesant pentru străini? Pentru turistul străin, da, evident, este interesant și pentru român, dar aminte pentru străini și tot ce înseamnă ceea ce nouă ni se pare poate banal, pentru turiștii străini ar fi, este sau este deja wow. Chiar și în zona aceasta secuinii erau foarte mulți, nu doar maghiari care veneau acolo, ci veneau din Germania, veneau din Austria, Marea Britanie. Mă uitam, de exemplu, la proprietățile contelui Calnochi din județul Covasna. Acolo ei aveau 90% turiști străini din Marea Britanie. Oamenii plăteau 2000-2500 de lire pe o săptămână să vină să facă lucruri care nouă ni se par banale. Adică să doarmă... Unii chiar se gândesc că se plictisesc dacă stau o săptămână într-o zonă în care teoretic nu au activități, nu? Și cu toate astea au inventat activități. Adică, de exemplu, veneau britanicii să stea o săptămână și să se plimbe cu cai pe munte, prin pădure, să culeagă flori, să picteze flori, dacă vă puteți imagina, să meargă cu trăsura, să ajungă la stână, să pregătească chiurtoș colaci, să facă pâine cu cartofi, să picteze turtă dulce. Deci oamenii veneau pentru asta și întrebam pe contele Calnochi ce fel de oameni avea, ce fel de turiști erau. Și îmi spunea că sunt oameni care au văzut toată lumea, care ar avea bani să-și cumpere, să-și închirieze insule private, dar pur și simplu vin pentru experiența pe care o trăiesc aici, care li se pare foarte autentică și este autentică. Și eu cred că asta este ceea ce nu reușim noi să înțelegem, nu toți, evident, dar o parte dintre români nu reușesc să înțeleagă că România nu trebuie să fie o destinație de masă și nu trebuie să se promoveze în străinătate ca o destinație de masă, ci tocmai ca pe o destinație atipică. Vino în România ca să descoperi ceva ce până acum poate n-ai mai întâlnit sau ce ți-ar plăcea să întâlnești în țara ta dezvoltată. Adică autenticitatea vinde. Da, adică să ne asumăm, știți, e foarte important în marketing și mai ales în marketing turistic să îți transformi slăbiciunile în oportunități, în puncte forte și să te duci proactiv și să spui, știți, noi nu avem autostrăzi, că nu le avem și oricum probabil în 5 ani nici nu le vom avea. Dar uite, noi putem să-ți oferim niște lucruri extrem de autentice, să putem oferi de exemplu un picnic luat lângă căpița de fân. Și te ducem cu căruța. Da, și te costă și 100 de euro pentru asta. Da, știți, ce-ar zice bunicii noștri? Ar zice că suntem nebuni, dar foarte mulți dintre turiștii străini ar veni cu sufletul deschis să descopere lucrurile astea. Și vorbeam cu foarte mulți oameni care sunt proprietari de business-uri în turism și îmi spuneau că străinii vin în România și vin cu așteptări foarte scăzute. Și de aceea de multe ori pleacă din România extrem de încântați. De fapt, nu de multe ori, de cele mai multe ori pleacă din România extrem de încântați, pentru că România reușește totuși așa cum este ea, atât de imperfectă cum este ea și cu atât de multe probleme, reușește totuși să-i facă pe mulți dintre turiștii străini să se bucure. Dar atenție, trebuie marketizată bine, trebuie să nu promitem ce nu putem oferi și să nu, încă o dată spun, să nu promovăm turismul de masă. Și cred că adică în zona despre care vorbeai, apropo de marketing, cred că cea mai bună reclamă ne-a făcut-o Prințul Charles. Absolut, da, chiar da. Prințul Charles este un adevărat ambasador al turismului românesc și chiar de curând a lansat un mesaj audio pentru însoțit de ceva imagini filmate prin România despre oportunitatea, să zic, între ghilimele, pentru români ca anul acesta să-și redescopere țara. Și da, este în fiecare
fiecare an s-a dovedit că este un bun ambasador, are nu doar cuvinte de laudă despre România și reușește prin imaginea pe care o are să ne aducă și turiști străini, în special din Marea Britanie. Vom mai discuta puțin mai încolo despre aceste călătorii și despre cum ne putem reorganiza. Aș vrea să vorbim puțin și despre omul, Răzvan. Cum trăiești tu, din punct de vedere emoțional și psihologic, această perioadă de pandemie? Pentru că tu ești o persoană obișnuită să călătorească foarte mult, foarte multă libertate, da? Îți cumperi bilete de avion peste tot în lume, ai călătorit probabil pe toate continentele. Da, greșesc? Nu, n-am fost în Antarctica, dar în rest am fost în toate continentele. Poate în viitor. Și acum ești oarecum restricționat. Vă spun cu toată sinceritatea că mi-a fost dificil. Cel puțin în martie am avut așa o perioadă de vreo 2 săptămâni în care am fost destul de picat, pentru că nu am putut să accept ce se întâmplă, nu am crezut că se va ajunge ca țările să se închidă. Eu nu am trăit foarte mult în comunism, eu nu știu ce înseamnă să ai atât de mari restricții, să nu poți să ieși din țară, să intri într-o altă țară. Nu mi-am putut imagina că granițele Uniunii Europene se pot închide, pentru că tocmai asta însemna pentru mine Uniunea Europeană, o lume deschisă. Și în fine, a fost o perioadă greu de acceptat. Eu mă întorsesem, fusesem în februarie în Seychelles, am stat 2 săptămâni acolo. Pe 8 martie m-am întors, fusesem în Maroc în team building cu angajații noștri și ne-am întors pe 9 martie și am luat lucrurile din plin așa în piept, cu restricții. Deja pe 16 intram în starea de urgență. Și a fost o perioadă peste care am trecut așa, totuși cam 2 săptămâni a durat, în care am fost psihic destul de, cu foarte multe întrebări, să zic, hai să luăm așa, și apoi m-am resetat, mi-am dat seama că nu pot să schimb nimic și mi-am dat seama că tot ce pot să fac este să trag mai tare. Și acum muncim de 2 ori mai mult, ne lipsesc foarte multe lucruri și mi-o lipsesc într-adevăr călătoriile. Lipsesc foarte mult, aveam foarte multe grupuri cu turiști din toată lumea, în Africa de Sud, în Japonia, trebuia să merg, în Japonia trebuia să stau o lună. Aveam 2 grupuri de turiști, apoi în Africa de Sud... Când ai perioada în care erau înfloriți cireșii. Da, 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 la cireșii înfloriți, apoi în Tanzania și Zanzibar. Acum în august trebuia să plec în Statele Unite, la fel cu un grup de turiști. În septembrie trebuia să merg cu Transiberia în Rusia și Mongolia și China, la fel s-a anulat. În octombrie, noiembrie, America de Sud, Brazilia, Argentina și Chile, probabil se va, cel mai probabil se va anula. Plus că erau vacanțele noastre personale în Dubai, în Croația și toate acestea le-am pierdut. Acum, cum să zic, îmi pare rău de aceste oportunități, îmi pare rău că cumva nu neapărat am pierdut această perioadă, pentru că am încercat să fac în așa fel încât să nu o consider chiar o perioadă pierdută și să mă focusez pe alte proiecte. Dar a fost o perioadă și este o perioadă dificilă. Simți că ai câștigat altceva, în schimb, în această perioadă? Că probabil că ai observat că ai, nu știu, alte abilități, că te reorganizezi, că reușești să te adaptezi schimbărilor. Da, de exemplu, despre mine nu aș fi zis că sunt foarte dornic, să am foarte multe schimbări în viață, dar ce simt că am câștigat este că am stat mai mult alături de familie, de copii. Și cred că fiecare dintre cei care ascultă acest podcast se gândesc la dorința pe care și-o puneau de Crăciun să stau mai mult la anul cu familia și să am mai mult timp liber. E bine, anul ăsta ni s-a îndeplinit între ghilimele. Cu forța. Da, cu forța dorința și probabil ne-am dat seama cu toții că de fapt viața noastră era foarte frumoasă așa cum era. Și cred că, de fapt, dacă putem găsi o parte plină a paharului în toată povestea asta nebună, este că ne-am dat seama de lucrurile care sper să ne fi dat seama cu toții, de lucrurile care contează cu adevărat în viețile noastre. Voiam să ajung și aici, pentru că știi, toată lumea când te urmărește pe conturile de socializare, să uite, uite, Răzvan, iar e plecat în Statele Unite, iar e plecat pe nu știu ce insulă. Pe de altă parte, poate fi și obositor să fii mereu cu bagajele făcute, să cumperi mereu bilete de avion. Ai avut momente în care ai zis parcă aș vrea să stau o perioadă acasă? Da, deci inclusiv vă spuneam, fiecare Crăciun îmi pun această dorință, în fiecare lună, gândiți-vă, eu plecam minim 2 săptămâni pe lună, undeva pe un alt continent, adică mii de kilometri petrecuți în zbor și așa mai departe. Și de multe ori merg, nu sunt vacanțe personale, ci plec împreună cu grupuri de turiști. Dar asta, cum să zic, mie îmi place ce fac, eu iubesc ceea ce fac și pentru mine nu e o corvoadă, era greu, devenea obositor uneori, dar ținând cont că îmi place foarte mult ceea ce fac, asta mă făcea să mă trezesc
la fel cu multă energie în fiecare dimineață, să o iau de la capăt. Dar da, aveam multe perioade în care spuneam că nu mai pot, nu mai vreau. Evident, în piețele... Una este ceea ce... Și nu neapărat că ceea ce postăm noi public pe Facebook, pe Instagram, este diferit de viața reală. Dar eu sunt un om care din tot ce trăiește în viața lui și tot ce vede, își ia partea plină a paharului. Evident că mi se întâmplă multe lucruri care nu sunt foarte plăcute uneori, dar încerc să trec peste ele. Și am avut, inclusiv cu grupurile de turiști, am avut o grămadă de probleme de fiecare dată, de multe ori. Avioane anulate, nu știu, probleme la cazări, să zicem, dar de fiecare dată am încercat să trec peste și să fiu acolo să rezolv problema. Și cumva cred că asta este, din nou, un mesaj pe care mi-ar plăcea să-l transmit și cu care oamenii să rămână, că n-are rost să te încarci negativ, cum să zic, și să nu te bucuri de ceea ce experimentezi. Vacanțele trebuie să fie, știi, e și o expresie că omul care pleacă într-o călătorie, într-o vacanță, nu este același cu omul care se întoarce. Și eu cred foarte mult în asta. Adică din toate poveștile astea noi trebuie să învățăm ceva, să ne bucurăm de viață și să ne gândim în permanență că nu avem decât una singură. Această perioadă cred că nu a fost un șoc doar pentru tine, ci și pentru copii tăi și pentru soția ta, pentru că ei erau obișnuiți, așa cum spuneai, să fii plecat două săptămâni din lună. Acum s-au obișnuit cu tine acasă mai mult decât de obicei. Da, și cred că va fi un șoc când voi începe să plec din nou. Chiar peste vreo 10 zile o să am o primă călătorie, o să plec în Islanda și da, o să fie probabil un semn de întrebare acolo, o să se întrebe unde e tati, ce face, de ce a plecat, mai ales că Alex, băiatul meu cel mare, deja are 5 ani, înțelege altfel lucrurile și am petrecut foarte mult timp în perioada asta împreună, dar și pentru ei a fost dificil, pentru toată lumea. Cum le-ai explicat ce înseamnă aceste restricții, toate aceste schimbări? Alex înțelege și știa de la grădiniță deja ce înseamnă coronavirus, așa în mare cât poate să înțeleagă un copil de 5 ani, dar este atent, respectă regulile, se spală pe mâini, cred că dublu decât o facem noi adulții, dar pe de altă parte nu poți să înlocuiești. Deși au avut foarte multe cursuri, l-am înscris în perioada asta la cursuri online și de chitară, dacă vă puteți imagina, și de chineză, de engleză. Deci am făcut foarte multe cursuri online, inclusiv grădiniță online. Dar nimic din toate astea nu se compară cu perioada petrecută la grădiniță între copii. Interacțiunea. Da, interacțiunea cu oamenii. Și asta, deci, efectiv, l-am simțit cum suferă. Suferea, așa e și felul lui, suferă după copii. Urea să se întâlnească cu ei și sunt convins că așa sunt foarte mulți dintre copiii din România care au trecut prin perioada asta. De asta cred că e extrem de dificil, mai ales să te gândești că ai și examene, să fii în clasa 8, în clasa 12 și să nu știi să spui aceste semne de întrebare. Ne punem noi, adulții, semne de astea de întrebare, dar rămite în copil de genul ăsta. Deci cred că a fost o perioadă dificilă pentru toată lumea, dar aici contează foarte mult psihicul fiecăruia și să aibă capacitatea, oricât de ar fi de greu, să se trezească din nou cu energie dimineața și să o ia de la capăt. De unde este această pasiune a ta pentru călătorii? Pentru că știu că faci asta de 12 ani, dar înainte ai lucrat într-o companie multinațională. Da. Cum s-a întâmplat să devii călător de meserie? Pur și simplu, eram angajat și îmi cheltuiam toți banii din salariu pe călătorii. Multă lume din jurul meu mă întreba cum e să călătorești, cum aș vrea să merg acolo, unde ai fost tu, unde te-ai cazat, ce autobuse iau și așa mai departe. Și am zis, ok, hai să fac un blog și să scriu toate lucrurile astea ca să-i ajut pe oameni să primească aceste informații într-un mod, venind într-un mod proactiv de la mine, fără să mă întrebe. Deci te întrebau și de unde ai atâția bani pentru călătorii? Erau banii din salariu. Călătoream, am avut joburi bune, dar călătoream aproape lunar și călătoream în city break-uri, dar călătoream într-un alt mod decât o fac acum. Adică eram foarte atent la costurile pe care le aveam cu călătoriile, îmi cumpăram bilete low cost și așa mai departe. Deci cred că e foarte important să ne vinzi câteva secrete pentru cei care cred că este foarte costisitor să călătorești. Pentru că probabil că dacă învățăm cum să ne organizăm și cum să cumpărăm bilete de avion, cum să căutăm locuri de cazare, poate că învățăm și noi cum să facem să călătorim mai mult. În primul rând, eu eram abonat și asta recomand tuturor să se aboneze la newsletterele companiilor aeriene. Veneau cu foarte multe oferte și asta urmăream de fiecare dată. Apoi erau și sunt în continuare site-uri specializate pentru cazare. Deci cumva călătoria poate fi la fel de scumpă, nu știu, dacă mergi într-o destinație din Europa sau din România, în funcție de bugetul pe care ai și de numărul de stele la care vrei să te cazezi. Uneori chiar mai scumpă în România, dacă ne uităm ce se întâmplă pe litoral. Așa este, da.
Da, da, și acolo ar fi niște explicații, dar nu vreau să intru, că nici nu cred că o să avem timp, am terminat într-o zi să vorbim despre toate astea, dar ținând cont că și acolo sezonul este o lună jumate sau maxim două, atunci uneori, dacă te pui în postura oamenilor de afaceri, ar putea fi de înțeles. Spre deosebire de țări precum Grecia și Turcia, unde sezonul este mai lung, da. Ce nu este însă de înțeles este că de banii aceia să nu beneficiezi de servicii bune. Asta nu poți accepta tu ca și, ok, poți să înțelegi că sezonul e mai scurt, că prețul e mai mare, că e o chestiune de proximitate și atunci prețul e făcut de cerere și ofertă. Dacă sunt 200.000 de oameni pe litoral, atunci evident și prețurile cresc. Dar pe de altă parte, da, nu o să poți să înțelegi niciodată cum de banii aia, în Grecia primește super servicii și în România uneori nu. Dar și aici nu trebuie să generalizăm, pentru că inclusiv prin prisma jobului pe care l-am eu, în ultimii ani am descoperit zeci de locuri de cazare minunate în toată România, iar România turistică nu înseamnă doar litoralul românesc. Și dacă nu ne place litoralul românesc, suntem atât de liberi în ziua de astăzi, încât ne putem urca în mașină și trecem la Bulgaria. Nu suntem chiar atât de liberi în perioada aceasta. Da, în perioada asta, să spunem. Dar uite, în Bulgaria chiar suntem liberi și putem călători. Dar ce facem, spuneai tu că sunt și excepții, mă rog, nu sunt doar câteva excepții, sunt destul de mulți cei care nu oferă acele condiții bune de cazare, acele servicii de care ar avea nevoie să beneficieze turiștii. Ce facem noi în calitate de turiști atunci când nu suntem mulțumiți sau când vedem că nu suntem respectați și nu primim ce ni s-a promis? Păi uite, asta e o întrebare foarte bună și îți mulțumesc pentru ea, pentru că mi-ai ridicat cumva mingea la fileu. Eu sunt aici nemulțumit cu privire la cei care au nemulțumiri. Pentru că de multe ori am observat că oamenii preferă să tacă, vorbesc între ei și se plâng. Sau se plâng. De fapt, eu cred așa, deci ce aș vrea acum din nou un mesaj, cred că este important. Dacă ești nemulțumit de locuri de cazare, dacă ești nemulțumit de serviciile pe care le primești, de ce te duci tot acolo? Am oameni care îmi lasă comentarii, am fost de 4 ori, de 5 ori la locația asta și de fiecare dată m-au tratat cu dispreț, nu m-au servit bine. Bun, și am întrebat, dar de ce te-ai dus a doua oară? Deci cred eu că singura modalitate prin care poți să pedepsești un om de afaceri care nu îți oferă niște servicii bune pe care le promite, este să nu te mai duci acolo. Degeaba tu te duci acolo în locația respectivă și apoi te plângi pe Facebook. Plângerea asta pe care o ai, pe care o faci pe Facebook, nu ajută la nimic. Adică e doar o frustrare pe care ți-o exprimi în mod public. Sau ajută pe cei din lista ta să... Nici atât, că mai mult promovezi locația. Gândiți-vă la oamenii care stau și se înghesuie pe Valea Prahovei în coloană de mașini, deși ei știu că dacă pleacă vineri târziu din București și se duc, sau sâmbătă dimineața, va fi aglomerat pe Valea Prahovei. Nu știu dacă ai observat, dar acum și luni dimineața este aglomerat de acord, pe Valea Prahovei. Așa este. Dar vreau să spun, eu nu cred în oamenii care vin și îmi spun că n-am alternativă. Ba da, eu demonstrez în ultimile luni la mine pe Facebook, pe Instagram, că am descoperit locuri și am alternativă. La mine cum se poate să nu mă înghesui pe Valea Prahovei și să descoper, de exemplu, Transalpina, în loc să mă duc pe Transfăgărășean, și pentru că știu că Râmnicu-Vâlcea spre Sibiu va fi întotdeauna aglomerație, o iau în zona asta spre Târgu Jiu și ajung între 3 ore jumate, 4 ore. Adică există alternative. Dacă ni se pare prea scump pe Valea Prahovei, de ce să nu mai facem 45 de minute spre Sfântul Gheorghe încolo sau spre Covasna? Deci există alternative. Sau asta... dacă e prea aglomerat la Mamaia, mai sunt stațiuni Olimp, am văzut, care câteva plaje frumoase. Da, dar și încă aici mai e un lucru. Ok, hai să spunem că tinerii își doresc ce e mai frumos pentru ei. Dar familie cu copii, iarăși nu pot înțelege. Adică pentru un copil, eu am călătorit cu copiii mei foarte multe locuri din lume. Am fost în destinații de plajă renumite, Seychelles, Mauritius, Hawaii și așa mai departe, Caraibe. Dar pentru un copil chiar nu contează. Poți să te duci la Mangalia, dacă e nisip și dacă e cu mama și cu tata, prea puțin contează. Și atunci, dacă mai ales în perioada asta ne e frică și nu vrem să ne înghesuim, atunci de ce ne mergem tot la Eforie și la Costinești, sau de ce ne mergem la Mamaia Nord și nu coborâm spre 23 august, spre Vadu, sau de ce nu trecem încă 50 de kilometri mai la sud, în Bulgaria, și nu ne înghesuim cu nimeni? Adică există alternative. Ok, poate că trebuie să facem un efort suplimentar să căutăm niște locații, să căutăm pe internet, să ascultăm pe niște oameni care au ceva de spus, dar există alternative și asta cred că e important ca oameni. Sau vrei să mergi la mare să te bucuri de nisip? Ok, de ce nu te duci în Delta Dunării, la Sfântul Gheorghe sau să zicem la Gura Portiței, unde ai pe o parte marea, pe o parte delta? Și ai și posibilitatea să stai la mare. Anul ăsta un pic altfel.
Poate că nu ai cluburi, dar oricum pe litoral cluburile se vor închide la ora 23. Adică nu înțeleg de ce te-ai înghesuit cu toții în același loc, cu toți turiștii, dacă tu știi când deja și vezi la televizor că este foarte aglomerat. Eu asta chiar nu pot să înțeleg. Deci există locuri în țara asta care sunt wow. Deci chiar sunt wow. Și locuri de cazare, servicii bune, mâncare bună și experiențe autentice, că de fapt despre asta este vorba. Și cu toate astea, noi, unii dintre noi, nu toți, preferă să se înghesuie în aceleași locuri doar pentru că sunt ultra-mega cunoscute și despre ele citesc sau văd la televizor de fiecare dată. Răzvan, care sunt cele 3-4 criterii de care este bine să ținem cont atunci când ne pregătim o călătorie, mai ales acum în vreme de pandemie? Cum arată bagajele tale? Le-ai adaptat acestei perioade? Nu neapărat, dar bagajele noastre sunt foarte light de fiecare dată. Adică s-a întâmplat să plecăm și 2 săptămâni cu un singur geamantan, 2 adulți și 2 copii. Nu cărăm lucruri pe care... Cum reușești asta? Nu știu să spun, dar uite că reușim. Nu cărăm lucruri care nu ne-ar fi... Adică nu luăm așa la noi doar ca să fie, ci luăm strictul necesar. Oricum, oriunde am merge, dacă e nevoie de ceva, putem să găsim. În toată lumea asta e cât de cât civilizată. Dar nu a fost nevoie de chestii suplimentare și nu am adaptat bagajul, dar ne-am adaptat noi cumva. Și aici, de exemplu, pentru noi contează mai mult acum cât de des este dezinfectată, dacă este dezinfectată camera și cum se face, cât de des este dezinfectat o anumită parte, să zicem, din locul de joacă pentru copii, contează ce fel de piscină este, cum fac curat în cameră, cât de des schimba șternuturile. Lucrurile astea contează mult mai mult acum decât înainte și mai puțin decât e mai mult important decât nu știu, priveliștea din cameră sau cum arată camera. Și lucrurile astea cred că pentru fiecare dintre turiștii responsabili contează mai mult anul acesta. Acum vom vedea care va fi rezultatul, dar oricum este o perioadă grea pentru turismul românesc. Perioada asta de vară va trece cum va trece. Poate nu au simțit la fel de mult stațiunile turistice sau hotelurile din stațiuni, dar de exemplu hotelurile care sunt în orașe, acele au suferit și suferă foarte mult. Uitați-vă și la București. Erau foarte mulți turiști străini, exista turiști de business, hotelurile în București. Ca să mai zicem, anul acesta ar fi trebuit să aibă loc această competiție de fotbal. Da. Și Euro 2020 și marele festivaluri la Cluj, de exemplu, Antoldu și Neversiu. Da, toate astea au... Clujul era plin în perioada aia. Hotelurile de oraș suferă foarte mult acum. Am fost la Sibiu acum vreo 2 săptămâni. La un hotel la care mergeam în fiecare an vara și rezervam o cameră cu 2 săptămâni înainte. Acum eram numai noi în hotel. Adică acolo sunt mari probleme și probabil că la toamnă problemele se vor agrava pentru că oamenii își vor termina concediul, își vor termina voucherele de vacanță și atunci vor apărea problemele reale. Apropo de hoteluri, ai observat cumva oamenii sunt mai interesați în această perioadă de cazări Airbnb? De tipul Airbnb, mai degrabă decât așa de am crezut hoteluri, la început, unde așa, ar putea fi mai mulți? Da, așa am crezut la început, am crezut că hotelurile mari vor fi evitate de oameni, dar realitatea a fost să nu fie chiar așa și din contră, tot ce înseamnă Airbnb sau tot ce înseamnă mici structuri de cazare, mai ales cele care nu pot justifica în vreun fel sau nu pot să arate în vreun fel cum sunt dezinfectate, acele au fost lăsate la o parte. Mai degrabă a crescut dorința pentru a se caza la hoteluri de mai bună calitate. Adică dacă înainte se cazau, să zicem, unii dintre turiști la 3 stele, acum poate și-au dorit la 4, tocmai pentru că și-au imaginat că dacă plătesc un preț mai mare, vor avea parte și de niște servicii mai bune, inclusiv în această igienizare și dezinfectare foarte, foarte amănunțită. Dar gândiți-vă totuși, am văzut locații de cazare prin țară cât am umblat acum, făceau reclamă de la 70 de lei. Din 70 de lei pe noapte pe cameră, cât să investești în promovare, cât să investești în angajați și salariați, cât să investești în schimbarea șternuturilor, cât să investești în dezinfectare, cât să-ți mai rămână și profit. Și să se amortizezi și investiția de probabil 1, 2, 300 de mii de euro pe pensiunea respectivă. Deci nu e fezabil. De asta, dacă avem o problemă în turismul românesc, problema este generală a tuturor. Nu e doar, cum greșit cred eu că se spune de fiecare dată, oamenii de afaceri sunt de vine. Nu, inclusiv cerința noastră de a merge ieftin și bun, eu nu mai cred în acest timp. Nu există ieftin și bun.
Adică dacă vrei ieftin, trebuie să-ți asumi că vor fi niște, ar putea să apară niște probleme. Ok, totdeauna contează raportul calitate-preț. Dar am întâlnit hotelul în lume în care am plătit și 4.000 de euro pe noapte de cazare doar pentru experiența în sine. Deci aici e important ca oamenii să înțeleagă că nu poți să te aștepți că dacă plătești 15 euro pe noapte sau 20-25 de euro pe noapte să te aștepți la niște condiții bune. Este exclus. Nu se poate. Deci dacă ai aceste așteptări, ai plecat greșit de acasă. Și vă mai spun un lucru. Și din nou, poate o să deranjeze pe unii. Dar vacanțele astea nu trebuie să fie chiar pentru toată lumea. În general, pe piramida lui Maslow, nevoia de a călători este printre ultimele. După ce ți-ai satisfăcut toate nevoile și ai tot ce trebuie, atunci te gândești să și călătorești. Ce s-a întâmplat este că în ultimii ani, companiile low cost, în special, pentru că au venit cu oferte de astea atât de atractive, de 9 euro, 15 euro un bilet de avion până la Roma, până la Madrid, gândiți-vă, mai puțin decât un plin de benzină până la 100 de kilometri distanță. Și atunci a făcut să pară că, într-adevăr, călătorile chiar sunt pentru toată lumea. Ei bine, această perioadă ne va reseta cumva. Dar ai observat vreodată ca, nu știu, persoane care au un buget destul de mic, destul de limitat, să se simtă mai bine într-o vacanță și să se bucure mai tare de ea decât persoane care se cazează la cele mai luxoase hoteluri și nu știu să profite de lucrurile pe care le oferă locul respectiv? Este exact ce vorbeam mai devreme. Întotdeauna cred că în viață e ok să-ți iei partea plină a paharului și contează foarte mult așteptările pe care le ai. Este exact ce spuneam mai devreme. Pentru că dacă te duci cu niște așteptări foarte înalte, cu greu îți vor fi depășite. Mai ales dacă mergi în locuri de-astea super mega cunoscute și care sunt foarte promovate, s-ar putea să fii dezamăgit, așa cum am fost și eu dezamăgit de unele locuri turistice din lumea asta. Și unde în alte locuri am fost foarte plăcut surprins, tocmai pentru că am trăit niște experiențe wow. Și inclusiv înainte de pandemie, dar lucrurile cred că se vor accentua în perioada următoare, turismul va fi și este în momentul acesta despre experiențe, nu mai este despre bifarea unor locuri turistice. Adică dacă înainte acum 10-15 ani vreau să mergem la Paris ca să bifăm niște puncte turistice din oraș. Acum probabil că vom călători inclusiv ca să simțim Parisul, să ne așezăm la o cafenea, să bem o cafea, să privim oamenii cum aleargă și lucrurile cum freamăt acolo. Deci este despre ceea ce simți și asta cred că trebuie să înțelegem inclusiv noi, cei, sau să zicem cei din România care oferă turism. Da, nouă ne place la Epic Talk să vorbim despre relații și mă interesează foarte tare exact ce spuneai tu, interacțiunea aceasta cu localnicii. Cât e de important să interacționăm cu localnicii atunci când ajungem într-o țară care are o cultură diferită de a noastră? Cu ce putem rămâne dintr-o astfel de experiență? Tocmai asta este cel mai important. Deci, cred că, deci noi, de exemplu, în călătoriile pe care le facem, călătoriile noastre de grup, deși sunt călătorii de grup în care vin până la 40 de oameni și ai putea crede că e o chestie foarte comercială, noi încercăm să adăugăm savoare locală. De exemplu, când am fost în Statele Unite, am fost la populația Amish sau am zburat cu elicopterul deasupra canionului sau în Japonia dormim o noapte într-un ryokan tradițional japonez pe o saltea tatami, adică pe jos, sau vizităm o fabrică de mașini sau mergem la workshop-uri specializate pe anumite nișe foarte micuțe, cum e în Japonia să faci mâncare din plastic pe care o expui la intrarea în restaurante. Sau britanicii sunt duși la noi, plimbați cu căruța sau, exact, și da, deci, văd cum se mulce vacă. Da. Și practic în felul acesta, intrând în contact cu localnicii, intrând în contact cu savoarea asta locală, poți să înțelegi mai bine destinația. Și cred că și sunt unele lucruri care s-ar putea să nu-ți placă. Apropo, uite, de exemplu, în excursia noastră în Tanzania, ne întâlnim, mergem la un sat de Maasai. Și acolo le spun înainte turiștilor, mai ales doamnelor, că s-ar putea să, deci va fi o experiență pentru unele dintre ele traumatizantă. Și eu am avut turiști care au plecat plângând de acolo. De ce? Pentru că oamenii, copiii aceia trăiesc într-o foarte mare sărăcie. Este total diferit față de ce suntem noi obișnuiți și dacă n-ai văzut și e pentru prima dată în viață când te lovești de problemele alea, îi vezi cât sunt de săraci, săraci în accepțiunea noastră. Exact asta voiam să spun. Ei se simt fericiți, nu? Da, dar eu i-am întrebat că merg acolo în fiecare an. Și îi întreb de fiecare dată, încerc să aflu, ok, dar ce faceți voi cu banii ăștia pe care vi dăm noi? Și îmi spun, păi noi ne cumpărăm un tank ca să punem apă, ne cumpărăm vaci, pentru că asta înseamnă bogăția pentru ei, dar ei nu suferă foarte tare că nu mănâncă legume și mănâncă doar carne sau beau sânge de la vaci și așa mai departe, că așa e la Maasai.
Dar pentru noi și pentru o parte dintre cei din grup cu care merg, mergem încărcați cu cadouri, le cumpărăm cărți, le cumpărăm jucării, uneori chiar dulciuri. Și când le dăm acolo, avem senzația, nici nu-i vedem că se înghesuie, nu trag de ele, adică nici nu cred că e o mare bucurie pentru ei că primesc ceva ce în mod normal nu au. Dar probabil că este o mare bucurie pentru turiști. Este o mare bucurie, da, este o mare, asta chiar este o mare bucurie pentru cei care oferă și tocmai de asta îi îndemn să o facă de fiecare dată. Și atunci le spun turiștilor, ok, asta este o experiență cu adevărat autentică. Este genul ăla de experiență care îți va rămâne în minte toată viața, n-ai să o uiți niciodată și chiar dacă poate părea traumatizantă pentru moment, asta este realitatea din Tanzania. Adică ce ar însemna, pentru că noi apoi când mergem la un hotel de 5 stele și avem mâncare de 5 stele și condiții de 5 stele. Și înveți să apreciezi altfel, da, ceea ce adică, ai. Care ar fi autenticitatea unei astfel de excursii dacă noi am stat numai la 5 stele și am călătorit cu o companie de 5 stele aeriană și așa mai departe? N-ar fi nimic. Dacă nu ar vedea și destinația așa cum este ea cu adevărat, măcar un pic, 2 ore, 3 ore. Dar de acolo, nu știu, din asta eu am tras concluzia că e foarte important ca celor cu care călătoresc să le ofer o experiență de asta 360 de grade. Adică să înțeleagă că o călătorie poate să fie și despre zâmbete, poate să fie și despre o mică tristețe și să le combine și să vadă ce înseamnă destinația aia cu adevărat. Pentru că altfel nu va fi decât un turist și nu un călător cu adevărat. Care este călătoria care te-a marcat cel mai tare? Și ce lecții ai învățat? Cred că sunt multe, dar țările mele preferate sunt Tanzania, Statele Unite, Japonia, Argentina. Cumva fiecare dintre ele m-a marcat cu ceva, din lucruri diverse, evident. În Seychelles, de exemplu, este destinația mea preferată de plajă și mi-a plăcut foarte mult grija față de natură. Grija dusă la extrem, adică într-un hotel de 5 stele plus la care am stat, vedeam cum au pus niște... Avea un îngrijitor, în primul rând, un om angajat, care ca job avea, scria pe plăcuța lui, Turtle Manager, adică manager de broaște țestoase. Jobul lui era să aibă grijă... Și ce face un manager de broaște țestoase? Îți trebuia să stea pe... să aibă grijă de broscuțele care veneau să depună ouă pe plajele din resort și să aibă grijă ca turiștii să nu calce pe ouă, să marcheze locurile respective. Asta era, și să le explice, evident, în fiecare zi turiștilor. Inclusiv, vedeți, e și un marketing interesant foarte bun. Job. Eu vorbesc acum, da, interesant job. Asta m-a marcat acolo, e grija față, dusă la extrem, să zic, față de natură. Sau pe anumite insule care nu erau locuite și erau rezervații naturale, nu puteai să ajungi cu barca ta, venea în larg o altă barcă care te prelua pe barca lor, de pe barca cu care ajungeai tu. Ca să nu poluezi? Da, nu, să nu duci, știu eu, microbi sau bacterii cu barca cu care mergeai, dacă era din afară. Deci, și au fost multe altele de genul acesta. Apoi, nu știu, în fiecare țară câte ceva. În Japonia, de exemplu, mă șochează, deși nu ar trebui, că merg de 6 ani și stau în fiecare an câte o lună, oamenii. Deci mi-aduc aminte, sunt foarte multe lucruri pe care mi le amintesc, dar sunt două pe care vi le pot da acum ca exemplu. Niște turiști de-ai mei odată s-au urcat într-un taxi și pentru că ploua când au ajuns la destinație, șoferul le-a zis, dar nu puteți să coborâți așa, poftiți umbrela mea. Și, deci, nu numai că, adică i-a dat omul umbrela lui ca să nu-i lase să iasă în ploaie. Cred sau că astfel de gesturi te marchează și rămâi cu amintirile astea frumoase. Sau a greșit un taximetrist odată în drum și a ocolit un pic mai mult și la sfârșit le-a spus că nu poate să ia bani pe curs. Adică nu numai că nu le-a luat bani mai puțin, dar nu le-a mai luat deloc pentru că s-a simțit vinovat, că așa sunt japonezii, s-au simțit vinovat că a greșit. Sau mai am o amintire fantastică în metrou, eram cu ghida și cu mai mulți turiști. Și erau niște locuri marcate pentru femeile însărcinate. Cumva era un marcaj de genul neexplicat că ei au niște chestii, abțipilduri așa pe care le cumpără din farmacii și dacă o femeie este însărcinată, dar este la început de sarcină și nu se vede burtica foarte mare, atunci ele își agață chestia aia la geantă ca ceilalți să vadă și să-i ofere locul. Și noi am început ca, când ne-a explicat povestea asta, am început așa, într-un mod poate stupid, să râdem și vorbeam între noi, uite, dacă în România s-ar întâmpla așa ceva, ne-am cumpărat cu toții chestia asta și ne-am pune. În fine, o glumă proastă, nu contează. Dar ghida ne-a întrebat de ce râdem. Și eu am încercat să explic așa gluma. Vreau să vă zic că fața aia pe care a făcut-o ghida, deci, cum să zic, ea nici măcar nu concepea că noi am putea să ne gândim la așa ceva, să păcălim cum ar veni sistemul, lumea, pe alții.
Deci pentru mine a fost așa o chestie șocantă asta. Deci cred femeia că... n-a putut să înțeleagă nici gluma proasta noastră, n-a putut să înțeleagă nimic și nici măcar faptul că noi ne-am fi putut să ne gândim că am putea face ceva ce nu trebuie să facem. Deci ăsta este un șoc cultural pe care l-ai în Japonia. Corectitudinea. Faptul că, de exemplu, pentru un anumit templu la care mergem noi cu autocarul, trebuie să rezervăm locul de parcare la autocar cu 2 luni înainte. Un loc de parcare, ca să știm că putem parca. Deci nu parchezi unde vrei tu, nu pui autocarul pe avarii ca să cobori 30 de secunde. Deci lucrurile astea, mie mi se pare wow că, și mi se pare, cum să zic, mă simt un om extrem de norocos că am ocazia să le trăiesc. Și cred eu că și învăț ceva din ele. Acum nu pot să-i schimb chiar pe toți, dar cel puțin pe mine mă schimbă. Crezi că există ceva diferit în psihologia sau funcționarea oamenilor care călătoresc? Cred că ar trebui să fie ceva diferit și dacă nu călătoresc degeaba, dar ar trebui să, cum spuneam, din fiecare călătorie să se întoarcă un alt om, să învețe ceva. Că a învățat să zâmbească mai mult, poate. Sau, uite, de ce ne place să călătorim în Asia? Pentru că îi vezi pe oamenii aia zâmbind de fiecare dată. Și noi aici avem tendința să spunem că noi nu putem să zâmbim, că avem 1 milion de probleme. Dar oare oamenii aia în Asia n-au și ei problemele lor? Mă refer în special la cei care lucrează în turism. Pentru că atunci când îți faci un concediu o dată pe an, îți dorești ca totul să fie evident perfect, dar îți dorești să întâlnești zâmbete. Nu îți dorești neapărat să întâlnești doar pe cineva care să te primească, cum să zic, doar să-ți livreze serviciul și adotator. Nu, îți dorești să simți că ești bine primit acolo. Și cred că asta ar trebui. Mereu spuneam că lipsesc foarte multe turismului românesc, dar cel mai mult cred că lipsește zâmbetul. Adică, ok, ne lipsește infrastructura, autostrăzi, dar știu, sunt și eu conștient de toate lucrurile astea. Dar nu, ne lipsește zâmbetul, asta e cel mai important. Noi nu știm să zâmbim, noi nu știm să facem turism din pasiune. Cred că mulți dintre români cred că au problema asta. Nu fac ceea ce fac din pasiune. Și cred că când ajungi să faci turism din pasiune, și sunt oameni în România care fac turism din pasiune și mă uit, investitori din alte domenii de activitate, care au făcut bani din alte domenii de activitate și apoi au investit cu multă pasiune în turism. Când ajungi să bagi 2 milioane de euro într-un butic hotel de 8 camere, tu n-ai să scoți banii aia în veci. Adică cu 2 milioane de euro ai fi putut să faci altă afacere și să-ți câștigi minim 10-15% pe an. Apropo de aceste zâmbete, vorbeam cu prieteni care au fost în această perioadă în Grecia, pentru că este cel mai la îndemână. Erau uimiți de cât de amabili erau toți chelnerii și cât de fericiți se vedea pe ei că sunt bucuroși că au turiști. Da. Le ofereau apa din partea casei, desertul din partea casei, da, peste tot, la toate terasele. Așa e. Deci asta se întâmplă, tocmai asta ne lipsește nouă și nu știu dacă se va schimba, pentru că ce vreau să spun este că nu e o chestiune care să țină, să se poate schimba peste noapte. Nu e o chestiune care, nu știu, dacă am câștigat mâine mai mulți bani, am mărit prețurile la cazare, nu există o soluție miraculoasă pentru ca lucrurile astea să se schimbe. E nevoie de schimbare de mentalitate. Și lucrurile astea durează foarte mult. Și aici este marea noastră problemă. Adică chiar dacă am mărit prețurile, chiar dacă vine un manager mai bun, ok, un manager întotdeauna contează. Pentru că am observat că acolo unde sunt manageri pentru care contează clientul, atunci va conta clientul și pentru fiecare dintre angajați. Dar nu e doar nevoie doar de asta. Adică e nevoie de foarte multe lucruri, inclusiv la nivel de schimbare de mentalități. E nevoie ca inclusiv cursurile alea pe care le faci tu ca să fii recepționer, să fii agent de turist, toate alea, să nu le mai faci pe blat. Adică să nu știi că trebuie să faci 360 de ore de practică și să nu aduci o adeverință falsă că ai făcut practica undeva. Adică e nevoie de atât de multe lucruri să se schimbe pentru ca lucrurile să funcționeze, încât cred că va dura foarte mult timp. Și gândiți-vă la cei care se duc la mare pe autostradă și îți fac flash-uri ca să te dai la o parte, ei mergând cu 200 de km la oră și când întâlnesc primul echipaj de poliție, încetinesc sub limita legală, merg cu 100, nici măcar nu mai merg cu 130, deci omul ăla ori îl lași. Toate lucrurile astea de suprafață. Da, deci astea sunt, exact, e foarte corect. Deci sunt doar lucruri de suprafață și cred că e nevoie de foarte mult timp pentru ca lucrurile acestea să se schimbe, adică să renunțăm să mai facem lucruri de suprafață tocmai pentru a ca ceea ce facem să conteze cu adevărat. Dar, ca să finalizez fraza într-o notă pozitivă, eu sunt bucuros, fericit că, cum spuneam, există oameni care au făcut bani și au făcut carieră în alte domenii de activitate și încep să investească și în turism. Și oamenii aceștia, credeți-mă, că o fac din pasiune. Nu, dacă își pun pe hârtie, fac calcule, nu le dă cu plus.
dar au apărut foarte mult, sunt 10, poate chiar sute în toată țara și există astfel de oaze. Și care nu sunt lacom. Și care nu sunt lacom, care nu vor să făgăștige de pe zi pe alta, nu, care își tratează personalul cu respect și atunci... Dacă îl tratezi, dacă știi cum e, dacă șeful nu fură, nu furi nici tu. Adică e clar, dacă șeful te tratează cu respect, atunci îți vei trata și tu cu respect. Și spune-ne cum îi găsim pe acești oameni. Îi găsim, nu știu, asta e o problemă, într-adevăr, pentru că nimeni nu-i promovează. Căutăm pe internet recenzii. Da, căutăm recenzii, depinde și de recenziile astea cine le face, cum le face, dar ele există, oamenii ăștia există. Sunt pensiuni, sunt hoteluri mai mari. Sunt business-uri mai mari, mai mici, dar există. Cum ne dăm seama că acele comentarii sunt autentice? Ai, uite, asta e o întrebare bună. N-aș ști să-ți răspund. N-aș ști să-ți răspund. În perioada asta în care trăim noi acum, când se pot cumpăra și review-uri și orice, inclusiv părerile unora, e greu să-ți faci o... Nu știu, poate că trebuie să te uiți la niște oameni și să-ți creezi un soi de încredere în ei și apoi... Îți poți da seama și dintr-o discuție la telefon cu cei de acolo? Te evident, ajută asta? Da. Noi în rezervațiile trecute sunam și când le ceream, le spuneam că avem doi copii, ne răspundeau de parcă avea ciumă. Da, îți poți da seama și într-o discuție la telefon. Mi-aduc aminte acum câteva zile când am rezervat la un hotel, un hotel bun din Sibiu, am vrut să rezervăm cea mai bună cameră. Și când i-am spus că ce dorim, ne zice că nu pot să mai vorbesc acum, sunt singur în recepție și nu mă pot descurca. Păi cu o astfel de atitudine, iartă-mă, dar adică ce să-ți dorești mai mult? Eu înțeleg că ea spunea femeia realitatea, probabil. Dar modul în care a administrat hotelul respectiv... Te-a dezamăgit. Da, și apoi când am mers acolo, chiar așa a fost. Și apropo de rezervările cu copii, să vezi că de greu e când ai doi câini sau da, un câine. Da, de acord. Așa e. Apropo de copii, cum îi pregătești pentru o călătorie? Acum, cred că pe părinții ar ajuta câteva apărători. Da. Acum cumva ei sunt obișnuiți, dar am să vă spun ce făceam înainte. Înainte de o călătorie intercontinentală, foarte mult timp îi pregăteam cu câteva zile înainte și le spuneam exact tot procesul prin care vom trece noi. Adică îi spuneam așa, uite, Alex, în special pe cel mare și pe Vlăduț pe cel mic, dar în special pe Alex. Cel mic se mai aduc pe cel mare, bănuiesc. Da. Dar plus că cu cel mare am și călătorit mult mai mult. Și atunci îi spuneam, uite, urmează să mergem la aeroport. Acolo trebuie să ne uităm la tabela unde afișează avioane și să vedem la ce ghișeu mergem. La ghișeu lăsăm bagajul, doamna ne cere pașapoartele. Deci îi spuneam tot procesul. Apoi că trecem la punctul de frontieră, îi arătăm pașapoartele, trebuie să-i zâmbim domnului polițist, altfel nu ne lasă să trecem. Deci în fiecare seară înainte să ne culcăm, aveam minim o jumătate de oră cu tot procesul acesta, ajungând să-i spunem inclusiv că ne vom urca în avion, vom mânca ce primim și apoi trebuie să ne culcăm. Și e bine, ei au reținut chestia asta amândoi, acum a intrat în obișnuința lor, când călătorim cu avionul, ei se culcă imediat după ce decolează avionul, adică privim împreună cu toții pe geam când decolează avionul și apoi imediat după ei se culcă. Și în felul ăsta ne este și nouă mult mai simplu. Asta voi să te-ntrebi, mai ales dacă e o călătorie lungă, cred că e greu să... Deci copiii noștri se culcă imediat după ce avionul decolează. Dar asta pentru că noi am învățat că așa se face. Uite, e un pont bun, pentru că vedem de multe ori părinți în avion și care... copii agitați, da. Copii care lovesc scanul din față, copii care vor să se plimbe pe culoar, da. Copii care plâng atunci când nu au voie să se dea jos din scaun. Noi nu am avut aceste probleme, pentru că ei au învățat că și am mers, am zburat maxim 12 ore cu avionul, cu acel, deci pentru distanțe foarte mari. Dar copiii au înțeles că programul de desene animate e program, programul pentru desenat e program, programul pentru mâncat e program și așa mai departe. Și mă gândesc că nici nu poți să ai așteptări de la un copil de 3-4 ani să înțeleagă din start, da, 4 ore stau frumos în scaun. Nu, sigur că da. Deci este, nu spun că e ușor pentru părinți să călătorească cu copiii, dar spun că e ușor. De multe ori în viață, viitorul nostru depinde de acțiunile pe care le facem fiecare dintre noi. Și dacă cumva încep să lucreze la asta, pot să facă ca lucrurile să fie mai simple pentru ei. Nu o să fie perfect, evident. Dar și acum nu înseamnă copilul acela nu se ridice 12 ore din scaun. Nici nu cred că e ok să fie așa. Nici noi nu reușim să stăm 12 ore. Dar ce spun este că se poate face ca lucrurile să fie mai simple pentru părinți. Și
Asta însemnând inclusiv o poveste, inclusiv o carte de colorat, inclusiv ceva desene animate dacă mergi pe un zbor intercontinental ca ai ecranele acelea și te poți uita. Sau îți salvezi filme pe telefon. Sau. Deci soluții se găsesc și poți face ca lucrurile să fie mai simple. Și văd, na, deci există oameni în România care călătoresc în stilul acesta cu copii și nu au nicio problemă. Așa călătorii cu ei și călătoresc în toată lumea. Se poate. Se poate, da, sunt convins. De la ce vârstă au călătorit copiii tăi? De foarte mici, deci cu cel mare am călătorit prima dată la 3 săptămâni. Wow, în afară, unde? În România, am fost la Fundata, am fost la lângă... I-ați făcut încălzire. Da, 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 și apoi am fost la 4 luni prima călătorie în afara țării, am fost în Alsacia, în Franța. Am închiriat mașină, am zburat cu avion, am mers cu trenul, deci nu am avut o problemă cu asta. Dar aici e foarte important ce simt părinții și în special mama. Unii ar spune că sunteți curajoși. Eu n-aș Poate zice. Că ține de stilul de viață, da, și de cum te setezi. De viață, da, da. Mai degrabă ține de cum te setezi. Deci aici nu contează. Tata e aproape nu contează în ecuația asta. Contează mama. Și dacă mama este relaxată, dacă mama are capacitatea să îi transmită relaxarea ei copilului și să nu se teamă de orice, adică ce rost are să-ți faci gânduri negre? Să cunosc mame care studiază rapid ce clinici sunt în zona în care pleacă. Bun, unde ar putea asta apela? Să zicem că nu e neapărat rău, dar sunt unele care merg mult mai departe decât atât și își fac... Deci să fii precaut nu e un lucru rău. Și asta înseamnă de dovadă că e precaut. Să-ți faci o asigurare de călătorie, să-i faci și copilului, să știi ce clinici sunt. Da, asta e ok, să zicem. Dar se poate, unele merg mult mai departe decât atât. Și își fac problema cea mai mare e când își fac gânduri negre. Și își fac gânduri negre, cum să zic, care ajung la un moment dat să atragă efectiv energiile negative. Deci își imaginează tot ce e mai rău posibil și chiar ajung să se întâmple. Adică copilul să vomite, să îi se facă rău, să, nu știu, să plângă, să urle tot zborul. Sau, deci sunt, dar dacă mama e agitată și îl ia și îl trântește și vorbește urât și atunci cred că îi transmite starea, da, asta e. Deci mamele au un rol foarte important aici. Tații aproape că nu contează, cum am zis, în ecuația asta, dar dacă mamele reușesc să rămână calme, mai ales la prima plecare așa mai îndepărtată și reușesc să transmită asta copilului, cred că totul va fi ok. A trecut foarte repede timpul, nu mă așteptam. Aș vrea să ne spui acum în final cu ce ar trebui să rămânem după o călătorie. Ar trebui să rămânem poate cu mai multe lucruri. În primul rând că lumea asta este... Oamenii sunt diferiți, asta odată. Al doilea lucru că lumea asta mare este atât de frumoasă tocmai pentru că oamenii sunt diferiți. Ar trebui să mai rămânem cu gândul că mergem într-un loc să-l descoperim așa cum e și să nu încercăm să schimbăm, că n-are niciun rost. Adică dacă mergem undeva la capătul lumii și mergem să mâncăm doar piept de pui cu cartofi prăjiți și nimic altceva din ce găsim acolo, atunci iartă-mă, dar degeaba am mers. Adică ok, înțeleg, dacă ai o restricție alimentară, da, dar să nu încerci savoare locală, să nu te întâlnești cu localnici, să nu guști din mâncarea locală. De ce ai mai călătorit până la capătul lumii? Deci asta e păcat și un lucru pe care eu vreau să-l transmit tuturor este că până la urmă avem o singură viață și că nu rămânem cu adevărat, nu rămânem cu nimic și cred că pandemia, asta e poate lecția pozitivă a acestei perioade, că am învățat cu toții sau sper eu că am rămas cu toții, că ne-a putut lovi pe toți. Indiferent câți bani avem, indiferent ce studii avem, indiferent cât de buni suntem pe domeniul nostru de activitate, deci ne afectează pe toți și o chestie că asta ne poate schimba viața tuturor și cred eu că până la urmă nu rămâi cu nimic în viață decât cu amintirile. Și dacă ai capacitatea, posibilitatea să investești în amintiri și experiență, atunci fă-o. Deci cred că despre asta este vorba. Poate că până la urmă toată această perioadă poate fi o lecție pentru noi toți. Da, a trebuit să fie o lecție și cumva tot ce am pierdut, să zicem, în această perioadă să transformăm într-o, cum să zic, un cost al unei lecții foarte scumpe, dar o lecție care să ne rămână minte. Dacă trecem peste perioada asta și ne comportăm ca înainte, înseamnă că n-am înțeles nimic din tot ce am trăit. Eu n-aș vrea vreodată în viața mea să mai stau 2 luni în casă. Eu am suferit foarte tare și cred că mulți înțeleg ce spun acum. Și ar trebui să rămânem cu chestia asta, să nu ne mai întoarcem acolo, să facem orice să nu ne mai întoarcem acolo și să ne bucurăm când lucrurile vor reveni la normal de o nouă lume, mai frumoasă.
Să ne bucurăm de orice călătorie cu avionul. Să ne bucurăm de orice experiență. Să ne bucurăm și când plânge copilul, să ne bucurăm și când nu ne zâmbește un chelner. Să ne bucurăm și să-i zâmbim noi. Ce-ar fi oare dacă la următoarea călătorie, dacă cineva nu ne zâmbește, să nu mai avem așteptări de la celălalt și să-i zâmbim noi primii. Și pentru că e o chestie pe care efectiv o înveți de la copii. De la un bebeluș asta înveți. Copilul nu-ți poate vorbi, dar îți zâmbește. Și tu dacă îi zâmbești, faceți exercițiul ăsta cu un bebeluș. Îi zâmbește, îți zâmbește înapoi. E un lucru atât de simplu. Și dacă noi vom face asta cu un om, că este el secui din România, sau sas, nu știe limba română, să zicem foarte bine, sau este din Cambodgia, sau este din Vietnam, sau este din Argentina și nu ne înțelegem cu el, zâmbește omului și o să câștigi, în primul rând, o să-i câștigi sufletul. Eu mi-aduc aminte că am avut o călătorie în China, în care am călătorit o noapte la cușetă și aveam o fetiță acolo de vreo 5 ani, cu care, evident, nu știam să discutăm, dar aveam același vocabular, semnele, mâinile și zâmbetul. Și ne-am înțeles foarte bine, am călătorit și a fost o experiență foarte faină. Spun și eu ce am pățit, pentru că i-am zâmbit unei fetițe exotice, cred că era din Vietnam, acum un an sau doi la Neversea. Aveam o prietenă care își dorea foarte mult să meargă la festival la Neversea. Nu avea abonament, voiam eu să-i fac cadou. Mă plimba pe faleze și am văzut o fetiță exotică, i-am zâmbit, m-a văzut mama ei și m-a întrebat în engleză, pentru că nu știu limba română, dacă am nevoie de două abonamente la Neversea, pentru că prietenilor nu mai veneau. Și da, într-adevăr, contează să zâmbești și să fii prietenos. De multe ori, când citeam cărțile lui Coelho, râdeam așa de ce ziceam că e un mesaj foarte simplu, că e o chestie doar marketing și nu știu ce, dar spune o chestie foarte interesantă. Cred că trebuie recitită cărțile lui Coelho, că ne dăm seama acum după ani care sunt mesajele. Foarte simplu, da, dacă îți dorești ceva cu adevărat, universul face orice ca să-ți împlinească visul. Așa este. Îți mulțumesc tare mult. Colegii de la editura Pagina de Psihologie îți fac și un cadou. Cartea Măștile Masculinității. Mulțumesc. Că toți suntem într-o perioadă de pandemie în care măștile au devenit atât de importante. Sper să-ți placă. Mulțumesc foarte mult. Răzvan Pascu, mulțumesc foarte mult că ai venit la podcastul Epic Talk. Am învățat multe lucruri de la tine, ne-ai vândut multe ponturi și te urmărim pe rețelele de socializare să mai învățăm și alte lucruri. Mulțumesc și eu pentru invitație. Vă salut cu mare drag. Relația noastră cu călătoriile poate fi transformatoare și revelatoare în același timp, pentru că fiecare excursie este o călătorie atât în lumea exterioară, cât și în universul interior. Călătoriile au puterea de a ne aduce mai aproape de noi înșine, de emoțiile, trăirile, gândurile și de interesele noastre, dincolo de faptul că sunt un mod unic de a crea noi amintiri în povestea vieții noastre. Apetitul față de călătorie este puternic influențat de mediul familial în care am crescut. Dacă cu părinții am plecat adesea în excursii, în calitate de adulți ne va fi ușor să repetăm acest obicei. Dacă însă în familia noastră de origine, vacanțele erau considerate mai degrabă un lux prea puțin accesibil, s-ar putea ca la vârsta adultă să ne privăm la rândul nostru de privilegiul călătoriilor sau să ne dorim să facem excursii mai degrabă de unii singuri. Indiferent de mediul familial în care am crescut, este bine să ne adresăm câteva întrebări pentru a analiza ce relație avem noi cu călătoriile. Să ne întrebăm, de exemplu, ce simțim în corp atunci când vine vorba despre o vacanță. Ce am învățat din cea mai recentă vacanță avută? Care sunt acele teritorii pe care vrem să le explorăm de aici încolo? Și pentru că acesta este un an atipic, în care lucrurile s-au schimbat semnificativ, este important să călătorim în așa fel încât să respectăm regulile. În calitate de psiholog, nu cred că izolarea sau distanțarea socială ar fi soluția. Cred însă că avem nevoie să învățăm să relaționăm cu noi înșine, cu ceilalți și cu viața, în așa fel încât să rămânem în siguranță, având grijă de noi și de cei dragi nouă. Iar dacă autoritățile sau resursele nu ne permit prea multe călătorii în exterior, nu uitați că nu avem nevoie de bilet și nimeni nu ne poate împiedica să călătorim în universul interior, pentru a ne descoperi potențialul și a ne cultiva inteligența relațională. Pe curând! Vă mulțumim că ne-ați ascultat până la final. Episoadele podcastului Epic Talk le găsiți și pe pagina de psihologie.ro. Tot acolo găsiți și numeroase articole din sfera psihologiei de cuplu, de familie, parenting, dar și alte subiecte interesante, plus o impresionantă colecție de cărți de dezvoltare personală. Mulțumim, Boaron, pentru susținere și, la final, să ne reamintim că de calitatea relațiilor noastre
depinde calitatea și durata vieții noastre. Pe curând!